Covidul ăsta mi-a schimbat viața, iar distanțarea socială m-a terminat. Pur și simplu, nu mai e nimic ca înainte. Unde te duci, unde te întorci, auzi doar de distanțare socială, care mi-a intrat până și în pat. Acum eu cu soția dormim la distanță socială, știți? Avem un paravan de plexiglas între noi, cum e la Mega Image sau la bancă. Eu l-am montat. Înalt de un metru și lung de vreo doi. Na, pe, pe mijlocul patului. Pe la jumătate i-am făcut și o gaură rotundă. Glory Hall, mă înțelegeți, ca la canadieni. Că na, totuși, suntem căsătoriți, suntem oameni. Plăcerea sexuală e divină, vorba Sfântului Părinte. Când nu avem nevoie, o înfund cu cearșapul ca să nu mă tragă curent pe acolo. Deci, respect tot ce trebuie. Referitor la telemuncă. Eu plec în fiecare dimineață de acasă din reflex. Mă duc în parcare, iau mașina și mă duc la muncă. Partea proastă e că eu nu sunt angajat nicăieri. Mă prim prin oraș și mă uit la clădirile de birouri care zgoale acum și îmi imaginez ce frumos era pe vremuri când erau pline de viață cu oameni frumos îmbrăcați, bărbați cu cravate, femeile cu tocuri. Intrând vesel dimineața și ieșind triști seara. Nu mai e tu o șuietă, un chiul, o glumă, o hărțuire, un team building alcoolic la Sinaia sau la Brașov din care să vii mort pentru trei zile. Toate s-au dus. Acum e telemuncă. Până și menajera mea face curat de la distanță. Clean remote. Vă întrebați cum poate o menajeră să facă telemuncă? Vă explic imediat. Joia, când e ziua de curățenie, mă bagă pe Zoom la ora 8 dimineața și îmi spune ce să fac. Șterge pereții de păianjeni, dă cu mop în bucătărie, schimbă așternuturile, trage cu aspiratorul. Pe Zoom, da? Eu cu ea, că soția e la serviciu, ea are serviciu, că e bugetară. Numai bugetarii au serviciu în ziua de azi, că doar ei au salariu. Ceilalți au un venit volatil, în funcție de mersul pandemiei. E pandemia sus, salariu e mic. E pandemia jos, e mai sigur și poate ceva mai mare. Asta e situația. Ea ia salariu, eu ca artist iau mulți coadă. Am pisică. Măcar am pisică. Jumătate de zi stau cu soția și altă jumătate stau cu pisica. Jumătate de zi e gălăgie, jumătate e liniște. E partenera mea tăcută. Vorbesc mult cu ea. Și ea tace. O fac în toate felurile. Nesimțită, proastă, vacă, imbecilă. Și ea nu zice nimic. E momentul meu de sinceritate. O jumătate de zi mă cu soția și cealaltă jumătate mă descar pe pisică. Și ea se uită la mine, tarce, clipește rar, și se freacă de tocul ușilor. Atât face, nu e minunat? E perechea perfectă. Am un prieten care are și el pisică, dar la el situația e mult mai gravă. La el pisica îi răspunde. Vorbesc mult unul cu altul. Mi-a zis că într-o zi pisica i-a vorbit cu glasul lui Iohannis și a spus că îl privește cu atenție și îngrijorare. Băi, ești nebun! Pandemia i-a tâmpit pisica pe bune! Și animalele au luat o raznă. Ca o concluzie, eu cred că virusul ăsta este chinezesc. E un fake. De ce? Fiindcă sunt prea mulți asimptomatici. Deci dă prea multe rateuri. Dacă era un virus original, bun, nemțesc sau american sau rusesc, asimptomatici erau puțin 2-3% acolo. Dar așa e chinezesc sigur. Deci, hai să privim partea bună a lucrurilor și să gândim pozitiv. Ar fi putut fi mult mai rău.